Două chestii din aceste zile. Prima: hei, ce facem acum? Căutăm vinovați? Nu spunea așa președintele că acum important nu e să căutăm vinovați? Când vorbeau despre asta toți oamenii normali la cap, când întrebau ziariștii la conferințe de presă, când urlau de durere rudele celor lăsați să moară că nu mai erau locuri la ATI, președintele Iohannis spune asta: nu cred că trebuie să căutăm acum vinovați. Noi trebuie să căutăm soluții pentru a evita răspândirea necontrolată a bolii în populație. Acum două săptămâni, fraților, nu acum trei ani spune asta. Deci soluțiile sunt importante, nu să căutăm vinovați. Și a venit nenorocirea de la Piatra Neamț. Deci nu era o problemă că mureau oameni peste tot în țară, că nu există locuri la ATI, că nu există materiale, că nu există medici, medicamente. Apropo de medicamente, în toată Europa s-a constatat ineficiența totală a remdesivirului. Noi o dăm în continuare cu remdesivir ca idioții. Ba ne și dăm de ceasul morții că, aoleo, n-avem stocuri suficiente, se termină remdesivirul. Așadar, nu era o problemă numărul mare de decese, că na, îi treceai pe toți la COVID. De ce au murit? De COVID, frate. 100, 120, 130, 149 COVID. Nu puteau fi salvați, nu? E ușor așa, e foarte comod pentru autorități. E, vine un incendiu, ia 11 vieți de la ATI-ul din Piatra Neamț. Ce ne spune președintele? Este foarte important acum să se afle foarte rapid cum a fost posibil un astfel de incendiu. Să se afle foarte rapid. Adică, bă, ok, ne-am înțeles că nu facem scandal dacă muriți în liniște, dar v-a apucat să muriți în incendii la ATI? Deci, ce să... să căutăm vinovați acum, nu? Să trimitem Potera ca să-l scoată pe unul vinovat de ultimii 30 de ani de politică românească. Hai că noi facem ce spune președintele nostru. Îmbracă-te, dezbracă-te, suntem la cheremul lui. Doar că nu trebuie să-i căutăm, pentru că vinovații sunt chiar în fața noastră. Nelule, vino încă. Vino, hai. Nu pleacă nimeni sau nu fuge nimeni de o răspundere. Dar haideți să vedem un ministru care este de 7 luni și haideți să vedem 30 de ani. Amice, ești idiot? Despre ce răspundere vorbim dacă nu pleci din funcție? Abia când pleci putem vorbi despre răspundere. Bun, asta una. Și a doua, a zis-o tot domn președinte, o spun eu că dânsul vorbește rar. În acest moment trebuie să ne concentrăm eforturile ca astfel de lucruri să nu se mai repete. O, da, ne concentrăm precum șaolinii. Doar că mi se pare o tâmpenie să ne concentrăm alături de aceiași oameni ca și până acum. Nu de alta, dar iată rezultatele. Și am mai auzit un cuvânt care apare mereu după nenorociri: reformă. Reforma? O dăm iar cu reforma? Suntem din nou în acel punct în care zicem că nu se mai poate? Am mai fost de câteva mii de ori aici? Știm cum e, puține lacrime acum, ne umflăm în mușchi, ne suflecăm mânecile și... aia a fost, hai, ne revedem la următoarea tragedie, când vom spune din nou că, băi, așa nu se mai poate. Se impune o depolitizare, dacă mă întrebați pe mine, atunci ce înseamnă management sanitar. Reformă? Da, reformă. Cu acest băiat care a fost numit politic manager la spitalul din Huș. Vine deci un tip care a fost pus de PNL manager la Huș și care e ministru PNL să ne povestească despre cum trebuie depolitizat sistemul? La fel, acum vin nemernici aia de la PSD și cer depolitizarea spitalelor. Bă, serios? Trebuie depolitizată și profesionalizat manager de spital. Este o profesie distinctă. Doamne, bă, nu voie, mă, un pic rușine, mă, nenorociților. Voi cereți depolitizare? Voi? Doamne, te dai cu capul de pereți, frate, dacă ai reușit să rămâi întreg la mansardă în rahatul ăsta pe care ăștia îl numesc țară. Deci PNL cere depolitizare, PSD cere depolitizare. Ia să vedem cu cine vorbim noi să rezolvăm. Știu. Sună. Alo?
Mama soacră, să rămână. Vă rog eu frumos să depolitizăm numirile astea de manager la spitale, da? Că le-ați politizat și uite că n-a ieșit bine. Așa că haideți, vă rog eu frumos să le depolitizăm, da? Până diseară. Se poate? Super! Mulțumesc mult! Vă pup, să rămână. Gata, fraților, am aranjat. Că soacră mea le politizase, da, ia să le depolitizeze. Și vă mai dau un exemplu. Domnul Tătaru a fost întrebat despre cum e treaba că nu-s bani pentru anumite lucrări prin spitale. Priviți dihania politică în acțiune. Pot fi și astfel de lucruri. Uitați-vă că în sistemul medical, că tot vorbim de sistemul medical în acest moment, multe din bugete, o să vedem că 75-85% sunt cheltuieli de personal. Restul rămâne pentru activitatea medicală și pentru toate celelalte, inclusiv mentenanță. E, ce se înțelege de aici? Că se dau prea mulți bani pe salarii, logic. Dacă îl confrunți cu o asemenea declarație imbecilă, o să spună ca la aia cu toți suntem vinovați. Am fost înțeles greșit. E, na. De ce e nevoie să faci comparația cu banii de salarii? De ce? Asta e alternativa pe care o are guvernul? Fie face investiții, fie plătește salarii? Alegem între astea? Așa fac mă și aia pe afară? Bă, idios mai sunteți. Mai mult de atât, suntem o țară cu personal medical puțin. Deci acei bani cheltuiți cu personalul trebuie măriți. Bă, voi înțelegeți? Măriți, crescuți, mucho dinero, mama voastră. Și încă o chestie, o bubă mai veche a acestor nefericiți. Îți lasă impresia că banii dați pentru salarii ar fi așa, mă, un fel de pomană. Ce vreți, mă? Ce vreți, mă, dacă aruncăm banii pe salarii, a? Tătare, ești jalnic, tipule. Cum e și Câțu, care își pune acum mecla pe trotoare, pe ziduri, că salvează economia. Doamne, Maica Domnului. Iată, multă lume șoimănită la cap, frate. Ce treabă ai aici cu banii de salarii? Trebuie să spui de unde vei aduce bani de investiții și atât. A, dacă vrei să vorbești de banii de salarii, da, tati, trebuie să spui că sunt foarte, foarte puțini, că de-aia ne pleacă medicii și că oricum trebuie să angajezi mai mulți medici, asistenți și altfel de personal. Nu de alta, dar vedem că noi avem un medic la un salon întreg sau o secție întreagă de terapie intensivă. Dar nu facem noi, mă, reformă cu tătarul, facem! Directorul Unifarm Adrian Ionel ar fi pretins mită 760.000 de euro unui om de afaceri pentru a-i oferi în schimb un contract pentru sute de mii de combinezoane și 3 milioane de măști. Și reforma ca reforma, dar să vedeți refoamea, urlă refoamea în ei. Ce să depolitizăm, ce să specialiști, ce să competență, când 99% din partid e cu gura căscată după bani. Se gândesc politicienii că vin 4 ani în care dacă fac reforma cum trebuie, nu mai au nevoie să muncească toată viața, nici ei, nici copiilor.